Salutare tuturor! Următorul subiect conține calculi cu radicali, dar să vedem ce anume trebuie să rezolvăm. Efectuând calculul radical din 3 pe lângă radical din 27 minus radical din 12, patru colegi au obținut rezultatele din tabelul alăturat. Avem patru colegi, notați aici în tabelă în dreapta, Robert, Sabin, Cornel și Lucian. Dintre cei patru colegi, cel care a obținut rezultatul corect este. Haideți să facem și noi calculul, să vedem rezultatul cărui copil corespunde răspunsului corect. Avem radical din 3 pe lângă radical din 27 minus radical din 12 este egal. Radical din 3 pe lângă 27 reprezintă 3 la puterea a 3-a minus radical din 12 este 4 înmulțit cu 3 sau 2 la a 2-a înmulțit cu 3. Mergem mai departe să vedem ce putem scoate de sub radical și avem radical din 3 pe lângă. Din 3 de 3 pe care îi avem aici, un 3, 3 la puterea a 2-a, este de sub radical cu un 3, iar sub radical rămâne un 3. Deci 3 radical din 3 minus puterea a doua a lui 2 ne ajută să scoatem un 2 în fața radicalului. Da? Deci puterea a doua se duce cu radicalul. Și 3 rămâne sub radical, deci minus 2 radical din 3. Este egal mai departe radical din 3 din fața parantezei și vom calcula și paranteza. 3 radical din 3 minus 2 radical din 3 ne dă 1 radical din 3. Deci avem radical din 3 din fața parantezei înmulțit cu radical din 3 rezultatul parantezei, care înseamnă radical din 3 totul la puterea a doua, care înseamnă 3. Verificând tabelul cu răspunsurile celor patru colegi, observăm că Robert este cel care a obținut rezultatul corect. Așadar, vom încercui și noi varianta de răspuns A mic. Aceasta a fost rezolvarea și acestui exercițiu. Dacă a fost înțelesul tău și te-a ajutat să înveți și să-ți recapitulezi, readuci aminte noțiunile de la capitolul radical, te rugăm să apreciezi cu un like și, de ce nu, un share. Pentru a arăta și altor colegi această modalitate de calcul și de rezolvare. Până data viitoare, îți urez să ai spor la teme. Pa, pa!